Administrația Fondului de Mediu va finanța amenajarea peste 42 de km de piste de biciclete. În județul Iași, conform unei noi liste publicate de Autoritatea Centrală, banii asigurați de AFM vor completa fondurile deja accesate de mai multe localități din județ pentru piste velo în cadrul PNRR. În cazul Iașului, pe listă figurează șase proiecte cu o valoare totală de 35,9 milioane de lei pentru 42,7 km de pistă. Cea mai mare sumă a fost atrasă de zona metropolitană pentru o pistă de 17 km pe ruta Bârnova-Dobrovăț. Aceasta are o valoare de 16 10,6 milioane de lei și este una dintre cele mai mari sume aprobate pentru un proiect la nivel național. Celelalte finanțări au fost atrase de Comuna Miroslava, Miroslovești, Pudui, Loaiei, Unghen și Oneculce.